Pentru că este dificilă intrarea pe piață organizată în rețelele de retail din cauza importurilor, pomicultorii maramureșeni și-au redirecționat merele către fabricile de suc locale. Potrivit precizărilor făcute de producătorii de fructe, pomicultura este un domeniu riguros, iar producțiile bune de mere sau de alte fructe se pot obține doar respectând sfaturile specialiștilor sau consultând cărți de specialitate. În plus, potrivit precizărilor acestora, o livadă are nevoie de îngrădire pentru a fi protejată de animalele sălbatice, fapt ce ridică apreciabil valoarea investiției. Până la finele anilor 90, în Maramureș erau pe rot mai bine de 12.000 de hectare de culturi pomicole. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, vechile plantații au fost abandonate, distruse sau terenul valorificat pentru construcții imobiliare. Totodată, în județ funcționa una dintre cele mai mari fabrici specializate în producția de suc de mere, iar recent fermieri de calibru mediu au realizat investiții proprii în fabrici de suc și valorifică pe piața locală sau regională produsul obținut.